37 de minute. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea. Luni am dat bani, 800 de euro. Marți am dat bani, 100 de euro. Astăzi avem din nou 800 de euro la dublu sau nimic pentru Sergiu de la Craiova. Bună dimineața, Sergiu! Salut, Sergiu! Salutare! Cine mai e de la Craiova? Îl știi pe Jean? Jean de la Craiova, nu? Jean de la Craiova. Jean mai e de la Craiova și Sergiu de la Craiova. Ce faci, Sergiule? Da, da, da. Ce să fac? Vă așteptam să mă sunați, că de mult tot încerc. Ce talente ai tu, Sergiu? La ce ești bun? Ce păi, nu știu ce să zic. Hai zice-o, ce îți place ție mult? Păi, fotbalul sunt. Fotbalul. Ai fost la meci acum, în weekend? N-am fost, pentru că mi-a fost că de violență. Dar cu cine? Cu Craiova, liniște, nu trebuie. Să nu se ia la bătaie și cine știe să... Poate picam și la mijloc. Cu ce, cu care dintre echipe ții? Măi, ce râi. Cu FCU. Era tare să zic că ține cu FCU. FCU e aia veche, nu? Petrolul Ploiești. Da, 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 da. FCU este... Aia veche. Aia veche. Da, da, da. 1900 și ceva. Nu promovat, 1900, da. Da, 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 da. Am înțeles. Bine, important e să ții cu una din ele. Da, păi da, țin. Sunt suporter vechi. Înțeleg că am mâncat bătaie, deci, pe bună dreptate, ți era frică de violență. Dar mai sunt fani electroputere, da, în Craiova? Nu cred, nu cred. Ar fi o fiță. Păi nu mai este de mult echipa. Să apară și electroputere nimic. Craiova? A reapărut pensia în Timișoara. Reapare echipe. Așteptăm să reapară sportul studențesc. Electroputere mai greu, având în vedere că a dat faliment. Mai știu o echipă care a dat faliment. Și a revenit. E în Liga 1 acum. Da, mă rog, hai să lăsăm. Hai că am vorbit destul, Sergiu, de concurs. Ești pregătit? Acasă, ești la serviciu, ești în mașină. Sunt la serviciu, să sunt la serviciu. Te ajută vreun coleg? Da, am doi colegi. Doi colegi care chiar te ajută. Chiar trei. Bine, deci am fost plecat, am patru din Craiova. Da, colegii ai dat pe silent, că n-am auzit niciunul până acum. Îi țin cu cealaltă universitate. O vibrație. Colegii? Stați un pic să dau pe speak. Dă pe speaker, da. Păi se poate. Pe asta zic, colegii, suntem pregătiți? Da, ready. Așa, da, doamne, e toată echipa. Mă, dar ce telefon bun ai, că n-am simțit niciun coleg până acum. erau pe vibrații, vorba lui Vlad. Ai 6 secunde, Sergiu, ca să dai răspunsul corect. El trebuie să vină de la tine. Am înțeles. Dacă dai răspunsul corect și vrei să mergi mai departe, după aia te hotărăști pe parcurs, da? Da, 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 da. Important e să răspunzi corect în 6 secunde. Hai, multă baftă! Mulțumesc! 100 de euro. Sergiu, pentru 100 de euro, o întrebare simplă. Ești atent? Da. Materia poate exista în natură în 3 stări de agregare. Solidă, lichidă și care e a treia? Și gazoasă. Și gazoasă. Gazoasă. Și gazoasă. Și gazoasă. O gazoasă. Ce? De unde și răspunsul corect? Și gazoasă. Bine, Sergiu, ai 100 de euro. Mulțumesc. Merg mai departe. Bravo, domnule. Așa te îmi place cum gândești. Da. Merge mai departe, Sergiu. Întrebarea cu numărul 2 valorează 200 de euro. Începe să fie mai bine. Da. Colectivul a avut reacție sau chiesează? Te simți singur? Păi nu, s-au bucurat, au ridicat brațele. Ah, ok, deci sunt genul care îți fac galerie, nu te ajută activ. Da, 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 da. Bine, Sergiu, fii atent. Te concentrezi, da, și ne spui unde se află mormântul poetului Mihai Eminescu. La Botoșani. Iași. Asta n-am văzut-o venind. Nu. Hai mă, și aia, colegii, galeria... Au ridicat mâine. I-au uitat pe vibrații. Mesterul Belu București. Mai dați-ne asta, o șansă, da? Mai dați-ne o șansă. Da, cum, la Belu București. Ce făcureți, frate? Ce făcureți acolo? Oh. La Belu în București, așa este.
Răspunsul e greșit cu Botoșaniu, n-a mers. Oricum n-a dat niciun răspuns în timpul regulamentar. Așa. Hai mă, Sergiu, nu mă așteptam din patru oameni să vă încui cu întrebarea asta. Asta e. Nu e nimic, data viitoare. Și am zis că da, poate așa, pe fond de emoții, să răspundă cineva Iași, dar... Botoșani... A dat aproape, da, relativ. În zonă. Tot în, în zonă. Ne pare bine, rău, Sergiule. Sergiu, te mai așteptăm și altă dată pe la noi. Cum să poate cu mai mult succes. Ne auzim și cu altă ocazie. Mulțumim, Sergiu din Craiova a pierdut astăzi la dublu sau nimic. Mâine însă plecăm de la 200 de euro și premiul poate ajunge până la 1600. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.